Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Guest Station Simulator. Văd că s-a cam împuțit un pic treaba, așa că hai să colectăm un picuț gunoiul. Nu uitați, fraților, să dați și voi un like acestui episod, să strângem 448.542 de like-uri. Și văd că avem o nouă misiune să ne upgradăm benzinăria. Probabil o să mai cumpărăm pompe, nu știu dacă o să o deschidem, hai să nu o deschidem momentan în noapte, vreau să începem pe chill fără prea multă muncă. Astăzi vreau să luăm și un împrumut de 1000 de dolari, A, să vedem. Îl luăm, frate. O care curent luăm? Pe păi, ce vrei, frate? A, gata, de acolo plătesc, am înțeles. Ok, deci 1100 trebuie să dau înapoi. Bă, m Ha, Leo. leu. Nici o problemă, hai să vedem aici, să facem mare upgrade la benzinărie. Ok, Record, și mamă, 700 mă costă bine că am dat upgrade, că altfel n avem bani. Mamă, astăzi nu știu ce facem cu BĂNUȚI că nu o ducem prea bine. Nu spune că mi-o mai... Ia că scurios, ce-o ce update-ul, upgrade-ul ăsta, bă? Mă, sincer, nu știu ce însemna, că nu văd nimic nou aici, ci că nu no smoking. Am înțeles, destul de evident. Dar un pic dubios. După... a, ia uite, bă, avem o cameră în plus. Ia, mai avem altceva în plus? Garajul e bine, e ok. Mă momentan nu mai să clienți și că reconstruct the bus stop in the front of your station. Păi unde frate? Și că am un gunoi full, nu știu frate unde e full -ul. Ia mă, avem undeva pe aici o stație de autobuz, ești nebun? M-am găsit până la urmă, trebuie să o cumpăr efectiv de aici, dar cine se gândea, frate, bine, m-am gândit până la urmă, eu aici, bă, bus stop, numai 99 de dolari costă, easy peasy. Și am văzut că de aici putem să cumpărăm și încă o pompă și cred că asta o să și fac de 250, mai am, mai am bani frate, cumpărăm și o pompă. Gata frate, hai să vedem cum stau cu banii, cum stăm cu misiunile. Ok, hai să și pornim benzinăria, gata, nu mai stăm la discuții, ci că server the bus customers se... Ok, trebuie să ne ocupăm. Stai un pic trebuie să mă ocup și de stație de autobuz. Tu vorbești serios? Stai, strângem cu noi. -ul. Alo? Nu, nu pot să strâng cu noi Ok, nu mă lasă să strâng un noi, ah, e... Hey. Înseamnă că nu-i... Bă, oameni! Unde sunteți, mă? Dă-mi aici un scaun, puteți să stați aici la un pachet de țigări, frumos, pam-pam... Pe cactus totul e ok! Da, nu înțeleg eu că... te Iute, bă! Ok, autobuzul magic! Iute, te ăștia au parte în autobuz! Mamă, ce trebuie să le fac la ăștia, bă? Eu te cum coboară ăla. Ha, bă, leu. Ce modalitate de a coboră din autobuz. Bravo, frate. Și ce trebuie să-i fac la ăsta? Ia, mă, du la el. Salut. Bună ziua. Bună ziua, este șoferul, cumva? Nu prea vă sincer. Ce doriți, ce serviți? A client in flux is double edge sword. Try to maximize as Ok, nu știu ce vrea acolo. Mă, ăsta nu vrea nimic, oare să vezi dinăuntru? Nu prea înțe... Opa! Stați complet. Gata, mă, sună telefonul! Hai că stau să citesc acolo. Mama, trebuie să o cumpăr acum... Uuu, stai că avansăm un picuț. Nu cheltuim cheltuim bani. Bă, dar rămân fără bani câte vrei să cumpăr. Trailer, trebuie să cumpăr o rulotă? Ok. Ah, pentru un viitor angajat, bă. Eu te vă salutare, rulotă. Și acum trebuie să și angajăm pe cineva. Ia, hire. A, nu angajăm uh, închiriem, gen... Stai un pic. Ba nu, aici angajăm și aici mi-apar angajații. Gata, mă, gata. Pe păi și moca oare? Nu mă costă... Destul de logic, pe la urmă, să fie moca. Fueling level 2, salary 7, 9, bă, același salariu. Deci asta are totul mult mai bun asta din dreapta. Pe păi pe asta o frate. Ia, bună ziua, doamna angajată. Ce fac acum? Bă, dar am tot zice că am un gunoi plin undeva și eu nu văd unde. Aici, mă? Ăsta, da, mă, ăsta ar vedea el gunoi plin. Dacă ăsta e gunoi plin... Mă, sper că de data asta nu mai avem lag. Nu ar trebui să mai avem lag. Nu mai știu dacă am deschis mesinăria, dar nu cred. Avem prea mult de muncă! Nu mai fac față. Stai, că am două mail-uri. Hai să citim mail-urile, că efectiv îmi stă pe creier. Bun, și acum ce zice? Find your employee in the sign demo task. Employees can be found. Ok, ia să vedem unde i-am pus rulota, vă. Stai că nu prea dau seama, sincer. Părea... O, uite. Ia uite rulota, hai să vedem pe cine am angajat, să facem cunoștință. Bună ziua. Amelie, o cheamă Amelie. F to talk. Task list. Mamă, pus să... Mamă, pus dau -o uh, bun, trebuie să-i dăm noi ce vrem noi. Nu pot să cred de tare. Mă, aș vrea să o pun să se ocupe Handle the register. Păi ce înseamnă aia, frate? Repair cars. Nu mă, clean the station. Nu mă prea ajută pe mine, dar sincer nu-mi place să fac curățenia asta ideea. Eu te bă, am mâncat o pizza, domnișoara. Let your employees... Ok, 8 ore trebuie să o las să muncească. Păi, hai să și deschid benzinăria, asta, aici să muncești, sigur. La muncă nu l-am tins mâna. m am înțeles că, adică sunt sigur că putem să... Stai mă, de unde? Putem să vopsim și benzinăria pe exterior și vreau să facem neapărat și asta. Că deja avem angajat și uite-te cum arată benzinăria. Hai că se face și zi afară în sfârșit. Open, gata frate. Ia mă, n-am apăsat niciodată pe butonul ăsta. This will reset all the cars and customers. Confirm. Ia, ce se întâmplă? Ok. Bă. Mamă. La ce asist? Un pic dubios și că aliens, doamne, sper că am făcut bine ce am făcut. Mă, zice acolo în dreapta, time left, mai am 16 ore să, să dau împrumutul ăla, bă! unde e angajata? Ia că vreau să o verificăm. <laughs> am pus-o la curățenie, dar unde? s -a -a acolo, tu vorbești, se... Așa faci tu curățenie? Serios vorbești? Am dat clean. Se că dau altceva. Nu, ok Da, așa face ea curățenie Mi se pare totul în regulă Nu mai stăm, nu mai zic nimic Bă, stăm cam prost cu clienții în momentul de față Aici văd că avem produse în magazin destul de mult Dar nici nu că mi-aș permite să mai cumpăr altele Hai să vedem cum stăm cu benzina Avem 133 de litri, destul de ok Bă, în asta în alta avem să e goală? Da, avem și în asta tot atâta, e ok, să împart. Hai să vedem dacă mai avem chestii pentru mașinițe. Bă, roți avem, deste avem, oglinzi avem. Hai că suntem ok și cu atelierul. Ăsta nu știu exact de ce e pe jos, poate e bun, cine știe. Și așteptăm clienții să facem bănetul. Nu stăm foarte bine cu împrumutul ăla, nu știu cum să zic, nu mi se pare prea combinație. Hai să vedem, mamă, câtă benzină vrea ăsta. Direct din prima, așa, rămânem fără benzină și nu prea mai am bani de benzină. Hai, mă, mai cu tupeu. Bun, 5-6 de dolari. Unde, mă, tot acolo va sta blocată, mă. Doamne, iartă-mă. Dar vă că îi scade timpul acolo. A, aia ce pot să zic. Sper că curățenia... Bă, curățenia nu e ok. Ia uite. Am înțeles. Bună ziua. Bună ziua, bună ziua. Ce a fost interesant, nu o să-l arunc. Da, cum facem noi acum bani? Trebuie pur și simplu să așteptăm după niște clienți sau mai luăm un împrumut, bă? Hai că mai au un împrumut. O să fiu falit foarte curând pe episodul ăsta, cred că dăm mare faliment din cauza la împrumutul ăla. Nu-i de joacă cu împrumuturile. Noroc că mai vin ăștia la benzină. 42 de dolari. Trebuie să-mi vină niște clienți la... La garaj, că acolo se fac cei mai mulți bani. Hopa, avem înăuntru client. Ai, cam o grămadă de marfă nevândută în panda mea. Gata, mă, acum putem să și servim fără lag aici. Totul e ok, ca la carte. Câți bani credeți că facem aici? Eu acum vă că scrie acolo jos, bă, câte produse avem. <laughs> ce paletă -s. Ok, bun. Nice, uh, sănătate, frate. Am uitat să vă arăt depozitul, bă, că am făcut curățenie. Stai așa să se vin pe tanti. Hai, ce mai e tanti? Oare mai avem produse? Aolo, am luat o Nu! Nu! Mai au... Bă, 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 bă! <laughs> am luat toate înghețatele. De ce? Nu mai zi nimic. Mamă, câți clienți avem pe aici? Nu știu, bă, cum pun o înghețată înapoi după ce am luat-o. Panda mea. Bă, deci nu o să mai luăm de acum niciodată împrumuturi, deși am avut nevoie, că totuși mi-am făcut benzinăria frumos, pam, pam. Bun, avem client la garaj, asta e tot ce am vrut să aud, hai să vedem. Aia tot acolo? Bă, nu mai e aia acolo, ia, face curat măcar. Ia, unde face curat? Pare că e aici, dar jur că n-am văzut-o, nu spune că era aici. Unde, um, bă? Mă, eu cred că... A, uite, mă, în baie, a făcut curat. Bine, mă, Amelia, bine. Hai să vedem ce vrea tânărul nostru domn. Hai să fac bani și trebuie să dăm înapoi din împrumut. Poate ne mai crește timpul dacă dăm bani înapoi. Bun, avem aici o roată de pus. Imediat, domnule domn. Alo așteaptă clienți peste tot, bă! Dar deja nu mai facem față și mai am și stația de autobuz care încă nu știu ce face, sincer să fiu. Bun, Hai să ne ocupăm repede pe jur de clienții ăștia la... Mamă, doi la benzinărie! Trebuie deci să comandăm niște benzină urgent, că nu mai avem deja. Hai de și tu. Cât vrei? Mamă, vrea cam mult în mașina asta, cam micuță. Ok, hai să vedem și înăuntru. Sper să nu plece! Nu pleca, acum vin! Gata, mă, hai să vedem. Trei produse, easy peasy. Fiu, deja mă obosește, bă, chestia asta, jur. Opa, Gata, mă, gata. Mai vreți benzină? Nu mai vreți. Hai să rezolvăm pe ăsta din garaj. Și deja o să avem peste 400 de dolari. Aolo, dar stai că trebuie să o plătim și pe Amelia. Hai, <laughs> mă, ăsta n-are mai nimic stricat la mașină. Două roți, atâta. Și tânărul nostru domn pleacă. Avem aproape 500 de dolari. Hopa, hopa, unde fugea? Și stai un pic. A, se duce să facă curat pe unde am lucrat eu. Gata, mă, m am înțeles. Bun, hai să vedem, să plătim niște... Niște dezi, Ce pot să zic 100 200 Momentan atâta pauză Nu ne-a crescut timpul cu absolut nimic Ok, asta nu-i bine <laughs> Nu cred că a fost cea mai bună idee să facem un împrumut atât de repede Aia e ce pot să zic Dacă dăm faliment măcar A fost frumos cât a fost Am avut și eu o benzinărie cât de că profitabilă până în momentul ăsta Aolo, stai că-i jeg mare aici Nici o problemă, curățăm Ba, 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 de ce o zburat produsul ăla așa? Uite te bă, nu-i mulțumit pentru un singur produs, dar lasă-mă, mă, în pace. Mă, trebuie neapărat să comandăm benzină, nu se mai poate așa. Chiar dacă nu prea am bani. Asta e, hai să comandăm ceva benzină. Bun, uh, delivery, fuel supply, nu știu câți iau, 200 de litri. Îmi trebuie 137, hai că e... Mamă, și ne costă 300 și eu câți bani am. Mamă, atâta bani am, deci nu, nu pot să comand atâta. Îmi pare rău, comandăm doar 100, din păcate. Și așa e mult. Ha, order. Aia ai, e, sper să mai vină client. Bă, mai are 50 de secunde fratele Amelia să lucreze aici la noi. Și să vedem ce se întâmplă. Trebuie să-i mai dau și ei bani oare? Și ea am produce ceva? Aia e întrebarea. Haide, te rog, te rog, vino aici, te rog. Haide, haide, haide. Nu a venit, bă. Ha, hai până un alta să vă rog, ce am reușit să fac în depozit. Eu zic că l-am curățat în proporție de 100%. Dar pe ăsta n-am putut să le iau, bă. Nu mă lăsat inima să le iau de aici. Vedeți, curățenie, frumos, pam, pam. Vă că nu mai avem absolut deloc marfă pe rafturi asta nu-i bine deloc. Ia mă, intre aici. Bine, hai că mă duc repede să-i servez pe alți și vin și la tine, da? Stai un pic acolo, nu te grăbi. Mamă, cât agipanul. Deci deja avem angajați și nici așa nu facem față. Voi vă dați seama? Și putem la mai mulți angajați, mamă, mamă. O, mi dat avertisment deja că... O, task compit. Uh, terminat Amelia. Hai să vedem ce se întâmplă cu ea. Pe your worker, am înțeles. Păi da, și ea mi-a produs, mă, bani. Să -o, o plătesc degeaba, că nu prea înțeleg. Ia, un... Asta, stai, 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 așa să mă ocup și de ăsta. Dă un colo de angajat. Hai <laughs> că... Dar nu știu unde e, cum o plătesc. Ia să vedem ce vreți. Cred că de la PC o plătesc totuși. Bun, ăsta vreau o glindă nouă acolo. Două părți, da. Deci asta o să fie fără prea mare profit ca de obicei cum ne-am obișnuit. Una bucată. Și tot o Ba nu și vreau ușă mai. Bă era una pe jos pe aici. Nu mai e. Bă aparent face curățenia Amelia. Bine mă. Măcar atâta. Măcar își vede de treabă ca angajat. Nu-mi face figur pe aici. Nu mai știu cât era salariu. Dar parcă 70. Uuu. Păi ăsta mi-a dat banus bă. Fiul de river. O, oh, stai așa că mi-a venit transportul. Bună ziua. Trebuie să apăs și pe asta cumva. Am apăsat, nu contează. Noi hai să vedem. Facem o plată. Uh, dar unde sunt angajați Uite aici, angajații. Uh, dar nu de aici o plătesc? Trebuie să o găsesc efectiv. Ah, la rulot. Stai, mă, așa. Acum mi am dus să Mă la rulot o găsesc, nu pe Gata, m-am 11 pe produs. Așa, tată. Vreau să revindem toate socurile de produse pe care le avem pe aici. Și nu știu dacă mai cumpăr foarte curând altele, că nu-mi produc foarte mulți bani. E și mult de muncă cu ele, numai eventual dacă mi angajez pe cineva, dar nu prea am bani de angajat în momentul de față. Opa, garda! Bună ziua! mi-e băgată la benzină, gata frate! Avem benzină cât de cât să ne descurcăm. Bun, hai să mergem la rulotă. Băi, eu sper că... Mamă, mai avem 7 minute să plătim 900 de dolari. Ne-am dus. Hei, ne-am dus, ne-am dus. Doamne, cum trece timpul în jocul ăsta. Bună ziua. Salary. Ia. Yeah. Payment. 5.40. Cică, pei premium, ce e? O, dar nu mi-o luam de luam mulți bani. Dar nici nu mi-o produs. Asta e o chestie. Dar, în schimb, m-a ajutat totuși cu timpul. Ia, cumplit all challenges to be able... Ok, avem challenge-uri. Mă, cred că o să o angajez la... Uite-mă că fumează aici. Task list. Handle the register. Bă, nu știu exact ce e asta. Hai să o angajăm aici. Cred că se ocupă cu cumpărăturile alea. Și sincer, asta ar fi cel mai ok, după cum am zis. Să nu mai stăm noi să servim fiecare client în parte. Ia, că avem aici un client. Vine? A, pe până vine ea, îl servesc eu pe ăsta, bă, că după aia pleacă nemulțumit. A, nu mă mai lasă. Deci nu mă mai pot ocupa. Păi de ce, bă? Dacă vreau și eu să ajut. Ce panda mea. Ok, deci nu mă mai las să, mă bag. Ia uite, bă! Ia te cum scanează ea. Ia uite cât a coșul. Opa! Avem produse noi. Eu nu aveam alea. Eu uite, bă, ce se pricepe ea. Mamă, deja mă costă 2 dolari salariu. La primul client. Ok, mamă, dacă câte challenge-uri avem. Bă, ăla mi-a dat 7. Șapte... lu tot crește. lu! Stai un pic, și ea tot vrea tot mai mult salariu. Bun, nu ești că există o limită, nu? Că altfel ar fi un pic cam dubi-dubios. Mă, cu produsele încă stăm bine. Hai să mai băgăm benzină. Acum va trebui în momentul de față doar să lucrăm în continuu până facem toate challenge-urile alea. Doar că dacă ne plătim împrumutul, nu o să mai avem streși, și să putem să mai cumpărăm alte chestii care să ne producă, bineînțeles, mai mult cash. Măi, eu am observat că am câteva mașini pe aici prin curte și am chestia asta. Can't be open. Păi, de ce, mă? Ia, nu mai avem... Băi, putem să-l din pe ăsta? Ia. Locked. Intermediate. cred că putem face o schemă. <laughs> Mamă, păi, dar nu, nu vine vreun client la garaj și facem o schemă din aia cu dublu șurub? Oficial mai avem 3 secunde să vedem ce se întâmplă, că nu mi-am plătit datoria. Ia să vedem, zicea acolo că unchiul, nu mai știu cum îl cheamă, o să facă niște chestii cam dubioase dacă nu ne plătim datoria. Opa! Ia să vedem. Ce se poate întâm... am înțeles, e tot în regulă. E bine, mi a vandalizat aparent și pe... Ok. Nu mai zic nimic. Ce? Ce mi-o putut face? Minus 100 popularity. Atâta? Păi și ce înseamnă asta, oare că nu știu. Ba, pentru cine se întreabă de ce scanezi eu am angajat, și o terminat tura și n-am plătit-o încă și de aia trebuie să scanezi eu. Panda mea. Benzina mai comandat între timp, avem 150 de litri. Bă, trebuie să înțeleg ce înseamnă dacă mi-a scuzut popularitatea. Cu ce mă afectează chestia asta, oare? așa să tot împrumut bani. Opa, popularity level up, level 4. Ia mă, ce se întâmplă, bă? Cât te facem pe episodul de azi? Dust Bowl. Opa, mi s-a făcut asta frumoasă că era toată căzută în nisip, vai de ea. așa e ca așa Trebuie deci să verificăm un pic ce s-a întâmplat acolo. Super. Mamă, mă, sincer, nu mi se pare combinație prea mare cu angajat aici la caserie, așa că cred că o să o pun totuși la curățenie. Hai că numai trei produse vrea. Daca uh, dacă am timp să mă duc, hai să mă duc să sub... o Bă, mi-a vandalizat ăsta benzinăria, bă, nu doar că mi-a scăzut popularitatea. Să poate de mi-a mi scăzut și gen, dacă o fac înapoi, tot ok. Nu știu, sincer. Hai să o plătim pe asta, dar vreau ca mulți bani. Uite, te știu, 60 și nu cred că mi-a produs atâta. Payment. Da, deci eu zic că nu-i combinație deloc să... Bă, am plătit, mă, gata. O să o pun la curățenie, mi se pare cel mai ok, că acolo și așa nu-mi place și nici nu mi-o am înțeles că dacă apăs pe shift se întâmplă asta, putem vedea ce-i stricat. Ok, aparent are o roată stricată, din păcate... Bă. Așa, putem să jur că e o oglindă stricată. Din păcate nu mai avem roți, îmi pare rău, -o să te pot ajuta cu roata, dar cu restul te pot ajuta fericit. Mai avem acolo și o ușă stricată. Zgâriată, mamă. Chiar merită, bă, să repari ușa asta la o mașină ruginită, vai de capul ei. Hai mă, reparti te odată, Bun. Și mai avem roata și nu mai avem nicio roată. Îmi pare rău. Aia este. Banii tot i-am făcut. Trebuie neapărat să comandăm roți. Opa, două mașinuțe la fel. Haide. gaz, benzină, aduceți-mi banii. Ia asta cât vrea, tot atât. Am zici că sunt frati Aceeași mașină vor la fel de mult. Bun, hai să mai comandăm neapărat niste roți. Uh, delivery, uh, car parts, Mă, moment, oh, putem să facem M mai multe chestii la mașini. Eu acum văd, dar trebuie să, da, să facem upgrade, probabil. La garaj, da, mă, da. Bun, deci să băgăm de astea cât mai multe în coș. Nu știu, șase, cât costă asta. Destul de mult, dar avem nevoie. Momentan, lăsăm așa doar roțile. Și ia să vedem noi un picuț. Stai, că avem client. Cât ne costă și care-i treaba cu upgrade-ul la garaj, mă? Stai să curățăm banda, bă, dar repede se murdărește. De ce mă că doar eu lucru în curățenie până când? Pare să ocupăm mai aia de curățenie, poți să știi că vă acolo sus bara aia nu-i tocmai ok. Cred că o dau afară. Să <laughs> o, -o dau afară. Hai mă, dă rând și la asta la Bun, patru produse. Încet, încet golim tot magazinul. Din nou nu știu dacă să mai cumpărăm altele, dar lasă că vedem noi. Facem să fie bine ca să nu fie rău. Bun, și hai să vedem cum... Da, mă, chiar înainte am vrut să vă mai arăt o chestie. Când am făcut upgrade, eu te ba, avem și baia upgradată. Dar nu știu sincer dacă merită momentan să cumpărăm alte toalete. Ia să vedem, mă, ce mai putem cumpăra. A, uite de aici, bă, workshop. Cât mă costă? 450 și dau level up. i dăm, bă, level up. Îi dăm level up la workshop. Hai, mă, să vedem. Pe ce nu facem noi pe episodul ăsta, mă? A, o ar trebui să mă ocup și de astea, așa -i? așa -i că ar trebui... Ha! m trolat un pic, ce pot să zic? Păi, adevărul e, adevăr, e că am, am împrumutat cam mulți bani pe degeaba. Bă, mă, laște și dau de mai multe ori. Opa, stai că avem client, lasă tu aia. Dar trebuie reparată neapărat și benzineria. Dar cred că pentru episod... Bă, 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 din greșeală, îmi pare rău, frate. Hai ce paletă -s. Pentru episodul următor cred că o să mă ocup ca lumea de penzinărie, să o fac și pe exterior, să fac totul să arate frumos și să avem și noi în sfârșit o afacere ca lumea. Bă, dar aici nu mai merge reparamă? What? Bă, ce pot să fac, bă? Ia, dacă schimb culoarea, se întâmplă ceva? Stai așa, da, bă, chiar eu acum realizez că putem face și altă culoare, dar nu cred că e nevoie. Bă, tot nu merge, bă. Păi și ce face am în situația asta? Nu am idee, bă, ce trebuie să fac. Cred că trebuie să cumpăr niște chestii. Dar încă n-am ajuns acolo. Lasă că vedem imediat. Ideea e că nu mă pot ocupa efectiv deloc de tot ce trebuie. Atâta timp cât avem benzineria deschisă. Dar asta ne produce bani în panda mea. Angajata noastră cred că... ba de cât timp a venit ăla, mă? Stai așa să vedem ce vrea. Roți, va care două roți. Bun, stai așa că a venit camionul cu roți. Stai un pic acolo, tanti. O, oh, mă, nu mai clac suna. gata, mi-am amintit și de tine. Dar nu scrie bă acolo în stânga că mi-a venit camionul, de ce are? Hai, de doar repede roțile alea, că am nevoie urgentă. Le punem aici frumos, pam, pam. Bă, momentan putem lăsa aia deschisă ca adevărul că n-avem ce pierde, sincer. Bun, punem aici toate roțile, play sol. Și hai să băgăm roțile la tanti. Uite camionul. Bu, pleca cu alea deschise. Ha! Deci nu trebuie să închid eu alea. Sau mai știi că nu pierd ceva? Mamă, iar trebuie să cum am benzină. Deci nu mai pobă. Comam Cum am dată odată la jumătate de oră. Opa. Bun, perfect. Au, o clienți avem aici. Trei oameni așteaptă, bă, stați așa! Deci eu încă nu înțeleg ce mi-a făcut în plus la atelierul ăsta. Efectiv, nu văd nimic. Poate putem cumpăra chestii mai noi. Da, mă, da, asta putem face, mă. Nu aici, am... Uh, delivery, car parts. Da, bă, putem comanda ulei, bă. Păi ia să comand eu câteva uleiuri. Păi da, până când? 8 uleiuri, ajung, 71 de dolari. Lejări de vară, hai să vedem ce mai cumpărăm. Decorați, eu nu știu dacă merită. Unelte, nu avem mai multe. Mail, ok, employee, bă. Nu prea să faci treaba, de ce să te mint? Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, no, nu, mă mai bag aici, bă. Deci ne-a venit clientul la garaj și vreau să testez două teorii astăzi. În primul rând, poți i Hopa, lock intermediate. Nu știu exact ce înseamnă asta, bă. Oare nu pot mă nici cum să-i spar pur bagajul la un client? Eu cred că totuși se poate, dar nu știu eu cum. Poate o să aflăm la un moment dat. Și între timp am comandat și uleiul, dar nu știu unde punem uleiul. Ia aici, numor no products. Aici, nu? Bă, unde punem, frate, uleiul? A, uite aici am un spațiu de ulei. Gata. U, cu te putem pune. Hai să vedem ce vrea ăsta. Bun, îi reparăm ușa. Oare nu vrea mă ulei? Sper să vrea și ulei ca acum. Avem ulei, frate. Avem tot ce vrei tu. Hai că-ți fac schimbul de ulei. e gata, mă? Că nu zice. Ba uite, ia uite. Vrea schimbul de ulei, bă. Bine, hai să vedem. Luăm o sticlă. Mamă, stai așa că nu știu cum să pun, bă. Aștept să pun între liniile alea sau... Stai așa că nu prea înțeleg. Între linii cred că trebuie să pun, bă. Opa, stai că nu prea înțeleg eu exact cum funcționează. Ok. Bă, pare mulțumit. Uite mă că adună cu noi, după noi chiar funcționează. Mamă, trei clienți! Ba, nu, doi clienți. Deci nu putem avea trei clienți la benzinărie încă. Mă, eu cred că putem extinde spațiul ăsta din pompă. Adică să avem mai multă benzină când dăm un upgrade la benzinărie. Dar trebuie să facem challenge-urile alea din dreapta. Așa că o să le facem pentru episodul următor. Avem deja o grămadă de bani, să știi că merge treaba. Amelia vă început să facă cât cu curățenie. Lucru care mi-a mai rămas mie de, de, înțeles. Cum facem cu pereții dacă au fost vandalizați. Asta e în pina sol. Hai să luăm și gunoiul că totuși puțin respect. Hai că nu-i bucui gunoiul dacă e. Uite și aici avem o, o de asta de gunoi. A luăm și de aici chiar dacă nu-i plin că așa e frumos. Să nu se împută. Și cam atâta. Văd că avem aici și benzinărie. Nu doamne iartă m-am benzinărie. Avem și o spălătorie pe care o putem deschide. Și să nu mai zic de tot ce există încolo, o grămadă în toate direcțiile. Ne putem extinde și aici o grămadă. Deci o să avem mult de lucru. Opa, bună ziua. Bine, mă, că nu comaz nimic. Aia e. Mă, sper că v-a plăcut episodul ăsta. Eu vă las aici și -a cu semnul ăsta foarte frumos. Nu uitați un like, un share, un subscribe și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!